Deocamdată nu mergem la aici, poate mergem la Galați, pentru că doi liceeni din Galați vor să învingă birocrația cu un singur click. Foarte bine. Ei au inventat o aplicație prin care cei care se simt discriminați pot trimite un singur mesaj către toate instituțiile care pot rezolva acea problemă. Aplicația se numește SIP sau CIP, Sistem de Înregistrare a Petițiilor, și va putea fi accesată deocamdată doar de gălățe. Să facem o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Aveți idei? Nu știu, nu m-a plătit patronul. Așa va arăta e-mailul ajuns de cealaltă parte a firului la instituție. Sesizările vor fi trimise de aplicație pe adresele de e-mail ale instituțiilor, după ce vor fi filtrate automat. Vor fi trimise și către primărie pentru o contabilizare mai ușoară. După descărcarea aplicației se creează un cont unde datele rămân stocate, dar există la fiecare accesare și coduri de siguranță. Voi crea un cont, numele de utilizator Vlad, o parolă, o adresă de e-mail. Am primit codul de verificare. Bineînțeles, nu putem face sesizări, fiindcă nu suntem încă verificați. O să-l validez. În momentul ăsta pot să fac sesizări. Inovația constă în faptul că, în același timp, aplicația face rapid și confirmarea sesizării și petiția către toate instituțiile publice implicate, fără a mai scrie e-mail fiecare în parte. Liceenii vor să dea astfel o lovitură clasicei birocrații și să contribuie la digitalizare. Ce e mai bună, aplicația față de trimiterea unui e-mail, să zicem, e mai rapidă? Prin această formă, devenind practic o singură cale de trimitere și fiind ceva tipizat, ar putea fi și de partea cealaltă automatizat și mai mult. O lună au muncit cei doi elevi la crearea aplicației. Aplicația, cum o putem descărca? În curând, imediat după ce vom plăti anumite taxe către App Store și Google Play, o vom putea încărca și descărca. Va dura un proces, pentru că aceasta trebuie verificată, să nu cumva să conțină malware și alte lucruri dăunătoare, dar în foarte scurt timp. Pentru realizarea lor, cei doi adolescenți au primit diplome de excelență, dar și câte 2500 de lei fiecare. Edilul orașului este foarte încântat de inovația celor doi elevi. De fapt, e o interfață între cetățenii, în primul rând, și toate celelalte instituții publice. Se adresează celor ce se simt discriminați într-un fel sau altul, dar cred că va putea fi folosită și pentru rezolvarea altor probleme, altele de cât cele care țin, așa cum am spus puțin mai devreme, de discriminare. Aplicația a fost creată în cadrul unui concurs realizat de o asociație din oraș, după ce primăria a accesat fonduri europene. Asociația respectivă face legătura între societatea civilă și municipalitate și are mai multe proiecte în derulare. Am făcut public acest concurs și chiar am primit multe interpelări, să spun așa, dar dosarul, efectiv, conform procedurii de organizare a acestui eveniment, a fost completat de către cei doi copii. Deci doar această aplicație a întrunit toate criteriile. Toate criteriile, exact. Aplicația va putea fi descărcată și utilizată gratuit, în prima fază, doar în județul Galați.